majoritatea cauzelor, cele care ajung la instanță prin rechizitoare, adică este sesizată instanță cu rechizitoriu, parcurg așa numită cameră preliminară, și atunci ele sunt înregistrate fără un termen, judecătorul urmând să stabilească termenul de soluționare. Alte cauze însă, cum este reabilitarea de dreptul autentitățească, sau cauzele privind confirmarea renunțării la urmărire penală, se înregistrează direct cu termen. Și atunci, fiecare instanță, în funcție de resursele pe care le are, umane, sigur, își stabilește pentru fiecare ședință un număr de cauze, un număr de cauze care se intre cu termen, la care se adaugă cele pe care le stabilește judecătorul din bil termen. La judecătoria Cluj-Napoca au fost înregistrate anul trecut dosare privind renunțarea la urmărire penală în jur de 1500. Astea au blocat pur și simplu toate pozițiile la ședințele în care se dau dosare cu termen și de aceea și reabilitarea sau renunțarea la urmărire penală primește un termen foarte, foarte îndepărtat. Însă, chiar și așa, știu sigur că majoritatea judecătorilor din secția penală preschimbă termenul tocmai pentru a-l duce într-o manieră de eficiență a actului de justiție. Asta este.